Dragi români, astăzi, într-o zi de mare sărbătoare, în inima Transilvaniei, dar și în fiecare colț al țării și oriunde în lume unde bate inima românească, să ne amintim de acel moment istoric, de 1 decembrie, când românii și-au unit vocile într-un singur grai, exprimându-și un vis comun, acela de a fi împreună sub același nume mândru, România. Este o zi care ne amintește de faptul că unitatea și solidaritatea ne fac mai puternici. În calitate de președintă a Consiliului Județean Sibiu, mă adresez astăzi vouă cu un profund sentiment de mândrie și responsabilitate. Este o onoare să reprezint o regiune cu o istorie atât de bogată și cu oameni de o asemenea noblețe. Vreau să vă vorbesc despre unitate, acest lian puternic care ne-a ținut împreună de-a lungul vremurilor. Fie că suntem în județul Sibiu, în alte părți ale țării sau departe, peste mări și țări, suntem uniți prin istoria, cultura și valorile noastre. Solidaritatea este coloana vertebrală a oricărei comunități puternice. Este acel sentiment care ne face să ne susținem unii pe alții, să ne ajutăm în vremuri dificile și să celebrăm împreună în momente de bucurie. Și desigur, vorbesc despre iubire. Iubirea pentru țara noastră, pentru tradițiile noastre, pentru frumusețile naturale ale României și, cel mai important, iubirea pentru oamenii noștri. Aceasta este forța care ne unește, ne inspiră și ne dă speranță. Astăzi să ne reînnoim promisiunea de a fi împreună, de a lucra împreună pentru un viitor mai bun pentru urmașii noștri, pentru România. Să păstrăm vie amintirea eroilor noștri și să ne ghidăm după principiile de onoare, curaj și sacrificiu pe care le-au lăsat în moștenire. La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni! Să trăim cu toții în pace, prosperitate și iubire, păstrând vie flacăra speranței și a unității în inimile noastre.